Planta care calmează arsurile solare cu multe beneficii pentru organism. Aceasta este folosită din cele mai vechi timpuri în medicina naturistă. Conform monitorul Cluj.ro, planta care este folosită în medicina naturistă din cele mai vechi timpuri este ridichea neagră. Ridichea neagră este ușor de recunoscut după aspectul său și aroma puternică pe care o are datorită diferiților compuși chimici pe care această plantă îi folosește ca sistem de apărare împotriva dăunătorilor externi. Planta care calmează arăsurile solare ajută și la stimularea creșterii părului. Potrivit sfatul medicului.ro, sucul de ridichea neagră stimulează creșterea și îngroșarea firelor capilare. Ridichea neagră scade totodată nivelul colesterolului rău din sânge, prevenind formarea plăcii de aterom la nivelul arterelor. De asemenea, această plantă poate întări sistemul imunitar, o imunitate activă ține organismul departe de toxine, bacterii infecțioase, celule cancerigene și alți patogeni. Astfel, consumul regulat de ridichea neagră va accelera producția de celule albe, în plus, corpul are nevoie de vitamina C și alte minerale, precum magneziu, ridichea neagră oferind cancer cantitatea necesară de vitamina C și magneziu, ambele esențiale pentru întărirea sistemului imunitar, potrivit ce se întâmplă doctore.ro. Totodată, planta care calmează arsurile solare poate trata și tulburările digestive. Ridichia neagră simulează activitatea bilei și ajută la eliminarea toxinelor din organism, mai ales din ficat, potrivit monitorul cluj.ro.